ziua! Bine v-am regăsit la atelierul Spiridușilor. Astăzi o să confecționăm două jucării de brad din lut polimeric, un globuleț și un brăduț. Ambele o să fie plate. Noi avem nevoie de Pentru a confecționa brăduțul, noi avem nevoie de culoare albastru și verde. Facem un amestec din aceste două culori. Le alipim și alungim. Formăm spirală, iarăși îndoiem și alungim. Așa noi o să obținem un amestec mai interesant. Facem acest amestec până la culoarea necesară. Am finisat, se observă și culoarea albastră, verde și amestecul dintre ele. Acum luăm tubul și rulăm. Scoatem lutul și iarăși alungim. Înainte de a decupa, scoatem iarăși lutul, lipim șablonul și decupăm. Șablonul brăduțului fiecare îl alege la dorință. Orice formă doriți voi, o desenați. Pentru a forma decorul avem nevoie de o bucățică de verde ce a rămas și alb. Amestecăm. Amestecăm până obținem o singură culoare. Aceasta e cea mai simplă metodă de a amesteca culorile. Alungim, îndoiem în două și alungim. Mulți amestec cu degetele și face foarte obositor. De amestecat și de ce e cea mai ușor metodă, e alungim, îndoiem în două și iar alungim. Nu obosesc degetele și palmele. Verificăm dacă este culoarea necesară, totuși este nevoie încă un pic de culoare albă. După ce am amestecat, un pic alungim, facem în formă de tub. Acest verde deschis, verificăm să fie aceeași grosime cu toată lungimea tubului și decupăm, cămăm frunzulițe, rotim, strivim și atent ascuțim frunzulița, ajem la dorință. După ce am aranjat frunzulițele, pun șoarele, un pic încălzim culoarea roșie. Eu am ales culoarea roșie pentru că este culoare contrastantă cu verde și mie tare îmi plac combinația de aceste culori. Ca și violet, galben, albastru, oranj. Cu ajutorul acestui instrument le putem plasa aici, să fie mai interesante. Pasăm. Pentru a forma culoarea tulpinii, brăduțul noi folosim verde și roșu. Am obținut un cafeniu, alungim, formăm tulpina din fâșii, tent lipim, decupăm. Dacă mai doriți, putem forma și o mică factură, tot cu acest instrument, fiind mai bogat. Asta deja la dorință. Spre final, formăm o găurică, nu la margină, aproximativ la 4 mm la vârf. Trebuie să fie un picuț mai mare. Am finisat brăduțul. Dacă continuăm cu globulețul. Avem nevoie de culori, deja la alegerea voastră, aici nu este principal. Avem nevoie de tub, cuțit, lamă, acușor cu mânier și instrument cu cubiluță.
în culoarea roșie, o rulăm. Observăm că nu ne atingem de sticlă cu acest tub, deoarece avem nevoie de o formă plată, fără margini curtite. Lipim forma și începem să decupăm. Decupăm totul ce este de prisos. Acum luăm culoarea albă și iarăși rulăm. Pentru a se întinde culoarea mai bine, periodic scoatem lotul. Lățimea necesară. Luăm culoarea albă și iarăși alungim. Ne străduim să fie uniform. Și alipim la dorință. Acum, cu ajutor culorii cafenii, formăm detalii de sus al globulețului. Un pic îl strivim și 2 mm îl plasăm de sub ca să se lipească. Acum o să formăm un decor asemănător ca și la brăduț pe această bandă albă. Cu ajutorul instrumentului cu biluțe plasăm decorul. Cu ajutorul culorii roșii formăm pomșarul. Luăm culoarea verde deschis pentru a forma iarăși decor. Atent formăm mărginuța să nu fie colțuri. Putem tot cu această verde să facem marginea globulețului. Urmărim să fie uniform și începem să alipim. Acum formăm în mijlocul detaliului cafeniu. Scoatem. Iată și am ajuns la finalul creației noastre. Pentru a se întări aceste lucrări este nevoie de cuptor electric, nu microunde, cuptor la 110 grade pe durată de 30 de minute. Doar că înainte de aceasta încercați aceasta cu bucățică mică de lut polimeric. Pentru orice eventualitate nu se ardă. Dragi copii, am ajuns la finele atelierului nostru. Aștept cu nerăbdare în comentarii poze cu lucrările voastre.